Bine v-am regăsit prieteni, sunt Dinu Popescu Am revenit, începe rezumatul săptămânii Vorbim astăzi despre Cioloș, tehnocratul luminat Vorbim și despre Iohannis, despre biserică Și dacă stați cu noi până la final și vă sugerez să stați cu noi până la final Vă dau și câteva metode pentru a deveni irezistibil în fața sexului opus Care se, apucat, se aplică atât pentru bărbați cât și pentru femei Dar începem cu o știre de săptămână Asta a fost haos, un haos de nedescris la metroul bucureștean Această bombă cu ceas uh, din subteran. Trei femei au leșinat la metrou din cauza aglomerației. Metro Rex dă vina pe proceduri, dar nu explică de ce trenurile vin foarte rar. Uitați-vă puțin pe imagini ce era la stația Piața Victoriei săptămâna aceasta. Deci imaginați-vă o, o coardă de oameni, uitați-vă puțin aglomerația de nedescris care s-a creat acolo. Vă dați seama ce s-ar întâmpla dacă, spre exemplu, să spunem... Uh, niște teroriști. Bine, noi avem noroc în România, că România nu e vizată de teroriști. Suntem extrem de insignificați din punctul ăsta de vedere, ceea ce e un lucru bun, de altfel. Dar, dacă ar vrea vreodată să spunem niște teroriști să ar avea niște intenții necurate, ar fi paradisul lor aici. Deci, uitați-vă, bătaie de joc. Mizerabilă, mizerabilă această atitudine a Metrolexului, această nepăsare și neputință de a soluționa de atât de mulți ani aceste tone de probleme uh, care se petrec în subteran, deși ei primesc subvenții de sute de milioane de euro, pentru că l-am auzit pe domnul ăsta, directorul Metrolexului, că se plângea că nu are buget. Au sute de milioane de euro subvenții. Mai multe incidente au avut loc săptămâna aceasta în trei stații de metrou din capitală. Trei femei au leșinat după ce au petrecut zeci de minute prinse în îmbulzeală. Păi uitați-vă în imagini, vi se pare normal, printre alți pasageri fiind nevoie de intervenția smurt. Stimați călători, permiteți închiderea ușilor și lăsați trenul să plece. Următorul tren pentru Pipera așteaptă. Acest mesaj a venit după cel puțin 10 minute în care garnitura a stat blocată în stația Piața Unirii. Bun, și s-a creat acest buluc. Uh, mie mi se pare că să mergi cu metrou într-un orice oraș civilizat, ar trebui ca oamenii să meargă mai mult cu metrou pentru ca să se mai decongestioneze traficul. Dar în România, să mergi cu metrou este o luptă pentru viață, este un fel de sport din acesta extrem. Dacă vrei să ai senzații tari, dacă vrei să bă, te îmbulzești, să te înghesui, să risi, să leșini, și așa mai departe, ok, metrorex Metro rules. Bun, bă, trecem peste acest subiect și mergem mai departe pentru că tehnocratul luminat, bă, fiți pregătiți, dacă aveți o lumânare, ceva, vă rog să o aprindeți acum lights on, light on. tehnocratul luminat Dacian Cioloș a publicat platforma România 100 și cele 10 principii ale unei guvernări pentru cetățeni, ca și cum guvernarea ar putea să fie pentru altcineva în afară de cetățeni. Dar promite în continuare că nu va candida. Bun. Domnul Cioloș, primul ministru al României, el nu vrea să candideze în alegeri. Deci nu vrea să candideze, dar vrea să fie premier în continuare. Acum nu știu cum înțeleg acești oameni, domnul Iohannis, domnul Cioloș, doamna Alinuța, Gorghiu, democrația. Dar în democrație, ca să conduci, trebuie să fii ales. Pentru că dacă nu reprezinți voința, voința poporului, dacă nu ai fost ales prin vot democratic de către popor și conduci instituțiile, aia nu mai e democrație. Eu am înțeles soluția cu domnul Cioloș, tehnocratul, care după ce și-a dat ponta de misia, trebuia să stea un an să se ocupe de buna guvernare. Dar înțeleg că lumea, lumea Alina Gorghiu, domnul Iohannis, susțin că domnul Cioloș ar trebui să fie premier și după alegeri. Bun, personal, n-am nimic împotrivă. Nu mă interesează că va fi sau nu Cioloș premier. Ce mă interesează pe mine este că domnul Cioloș spune foarte clar și răspicat că nu va candida la alegeri. În condițiile acestea, dacă domnul Cioloș nu dorește să fie confirmat prin vot de către cetățenii României, să se bucure de uh, susținerea populară, adică oamenii să spună, domnule, ne place de Cioloș sau nu ne place, să candideze pentru parlamentare. Asta înseamnă, ca să vadă dacă oamenii îl iubesc destul de mult cât să-l trimită în Parlament. Și după aia, dacă e să fie premier, dar domnul Cioloș nu vrea asta, el vrea să, să fenteze să eludeze acest uh, sistem democratic și el vrea să fie acolo premier în continuare, dar fără să participe la alegeri. Uh, premierul Dacian Cioloș a publicat luni platforma România 100, care conține un set de 10 principii. Dar de ce se numește România 100 dacă are 10 principii? Adică e un, o umflă domnul Cioloș? Sau... Ale unei guvernări pentru cetățeni și un portofoliu de proiecte naționale. Vreți să vă citesc puțin din proiectele naționale ale domnului Cioloș, dar înainte de asta vă invit să dialogați cu noi Uh, Trimiteți SMS la numărul 1331 și spuneți și dumneavoastră dacă v-ați dori sau nu ca domnul Dacian Cioloș să rămână premier și după alegeri. Deși domnul Cioloș nu va candida la alegeri. Îl mai vreți pe Cioloș premier? Da sau nu? Aștept SMS-urile dumneavoastră la numărul 1331. Am promis că nu voi candida în aceste alegeri, că nu mă voi implica politic pe durata acestui mandat. Decizia mea rămâne cum? Fermă! Iar guvernul pe care îl conduc rămâne unul independent. <laughs> Afirmă primul ministru într-o postare publicată, bineînțeles, pe Facebook. Hai să citim platformele Hai să citim proiectele uh, tehnocratului luminat. Numărul 1. Da, deci din platforma România 100. Pregătiți-vă. Susțin o Românie cum? Fără corupție. Bravo! Deci, dacă n-ar fi venit tehnocratul luminat să-mi spună că el susține România fără corupție, ia uite, nicio forță politică din România nu trebuie să pună preliș lupte împotriva corupției, să stabilească justiția și statul de drept. Bun, dacă nu n-ar fi spus domnul Cioloș asta, domnul Cioloș fiind un tehnocrat luminat, noi care suntem prostimea românii, noi am fi crezut că în România trebuie să fie corupție. Că e bine să fie corupție. Dar a venit domnul Ciolo și ne-a zis, bă, nu, nu, deci România trebuie să fie fără corupție. Ascultați-mă la mine. Tehnocratul luminat, luați de aici lumină. Corupția înseamnă sărăcie. Corupția ne condamnă la subdezvoltare. Pe bune? Eu, aș fi crezut că corupția înseamnă bogăție. Nu, nu m-aș fi gândit. De aceea, lupta împotriva corupției trebuie asumată de fiecare dintre noi. La nivel individual, cu conștiința că în momentul în care unul dintre noi dă sau primește mită, întrebați-l pe domnul Blaga de la PNL, cam care-i treaba cu datul și cu luatul de mită. Domnul Blaga de la PNL, partidul care vă susține ca să fiți premier. Da? Uh, cu conștiința că în momentul în care unul din noi dă sau primește mită, cere sau oferă un drept necuvenit, devine partea sistemului care corupe și ucide România. Bun, deci chiar aveam nevoie de tehnocratul luminat, care a stat consilier la Parlamentul European, la domnul Juncker, pe 10.000 de euro pe lună, ca să ne spună asta. Numărul 2, că nu se brește aici. Nu vă simțiți mai luminați? Susțin o Românie cu o clasă politică responsabilă. Pff, mă șochează platforma asta, pentru că domnul Cioloș îmi dă peste cap toate credințele și toate valorile și convingerile pe care le aveam eu până acum. Eu până acum eram fel convins că în România clasa politică, ca să fie bine, trebuie să fie irresponsabilă. Dar luăm lumină. Tehnocratul luminat spune că nu e bine. Trebuie să fie responsabilă clasa politică. După alegerile din 11 decembrie 2016, România riscă să aibă în prima linie să fie condusă de oameni politici cercetați penal. Cu condamnări penale, oameni care nu mai pot reprezenta viitorul. Domnul Cioloș, în primul rând, după alegerile din 11 decembrie, România trebuie să fie condusă de oameni care au fost votați de către popor. Pentru că asta înseamnă democrația. Dacă nu ne mai place democrația, nu-i problemă. O dăm la o parte și facem altceva. Comunism? Vedem. Dar deocamdată cât timp trăim într-o țară democratică, oamenii care conduc guvernul, vă simțiți? Trebuie să fie votați de către popor. Pentru că oamenii trebuie să fie conduși de, cei, de conducătorii pe care ei și aleg. Nu de conducătorul pe care îl scoate domnul Claus Iohannis din Joben. Așa, domnul Cioloș, treci la Palatul Victoria. Dumneavoastră nu sunteți fanul alegerilor, înțeleg. Vă place să eludați sistemul democratic, să-l fentați așa, să mergeți, în par să mergeți cum mergeați prin Parlamentul European, numit, cons cu numit Comisar European pentru Agricultură, după numit Consilier și așa mai departe, fără alegeri. Alegerile pentru dumneavoastră, înțeleg că sunt rele, nu sunt bune. Dar sistemul democratic cam pe asta se bazează și nu numai în România, la Naiba, oriunde în lume. La 100 de ani de la Marea Unire, România merită o clasă politică cinstită care să devină un model de etică și onestitate, nu de populism și demagogie. Revelator. Numărul 3. Susțin o Românie guvernată cu bun simț. Cum adică? Cu bun simț? Nu, dar România trebuie să fie guvernată cu prost simț. Mandatul scurt al actualului guvern a demonstrat limitele schimbării în condițiile unui aparat administrativ opac. Care schimbări? Alea pe care nu le-ați făcut. Care schimbări? Faptul că ați avut zero absorpție fonduri europene? Faptul că România primește amenzi de la CEDO pentru incapacitatea ei de a rezolva problemele din penitenciare, unde deținuții stau în condiții inumane? Ok, sunt deținuți, dar au și ei totuși niște drepturi, că am semnat convenția aia pentru drepturile omului, care înțeleg că ne încurcă, dar totuși am semnat-o. Deci deținuții stau în condiții inumane și mizere. Doamna Raluca Prună, ministrul justiției, domnul Cioloș, știți pe doamna Prună? Vă știți că dumneavoastră a spus-o. A spus că a mințit la CEDO. Ea a spus, am mințit la CEDO. Și datorită acestui fapt a picat, a, a trecut și moțiunea de cenzură uh, care a fost depusă împotriva domniei sale în Parlament. Dar dumneavoastră spuneți despre mandatul scurt al actualului guvern care a demonstrat limitele schimbării. Poate faptul că v-ați schimbat dumneavoastră frizura, asta e o schimbare, e adevărat. Că ați, din părul ăla, așa, turtit, lăsat pe frunte, v-ați făcut o frizură într-o parte. Ca alte schimbări, eu nu prea am văzut, cel puțin beneficiu. Ne-am aliat cu cetățenii pentru a le simplifica interacțiunea cu instituțiile statului. La 100 de ani, România merită un stat puternic reformat. Bun, mai departe. Susțin o Românie în care fiecare muncește și este plătit cinstit. Deci nu e noaptea minții. Uitați lumină de la tehnocrat. România în care fiecare muncește și e plătit cinstit. Susțină România fără sărăcie. Nu, no, nu se poate așa ceva. Dumneavoastră, dumneavoastră celor care priviți acum, dacă nu v-ar fi spus domnul Cioloș că în România nu e bine să fie sărăcie, n-ați fi crezut că în România e bine să fie sărăcie? Vedeți ce înseamnă să ai un tehnocrat luminat care să vină să-ți spună cum trebuie să se așeze lucrurile? Susțin o Românie cu o economie competitivă, mai spune domnul Cioloș în platforma sa România 100, care are 10 puncte. 100 de ani, poate, la asta se referă, acum am înțeles. Și susțin o Românie cu adevărat educată. Mirific. Și mai avem susțin o Românie sănătoasă și susțin o Românie care contează în Uniunea Europeană și NATO. Asta este minunata platformă de guvernare a tehnocratului luminat care nu vrea să candideze, dar vrea să fie în continuare premier. SMS la 1331. Doriți sau nu ca Dacian Cioloș să mai fie premier după alegeri. Noi mergem mai departe. Biserica îl critică pe Iohannis după declarația cu privire la căsătorire homosexualilor. Este un război deschis în momentul acesta între Biserica Ortodoxă Română, Coaliția pentru Familie și Klaus Werner Iohannis. Biserica Ortodoxă Română a reacționat după ce președintele Claus Iohannis a vorbit despre căsătoriile între persoanele de același sex, făcând apel la toleranță și îndemnând să nu se meargă pe calea fanatismului religios. Bun, domnul Iohannis a făcut o mică greșeală, pentru că atunci când a fost întrebat despre acest aspect, ce înseamnă acest aspect pentru cei care nu știu? Se vorbește despre faptul că o organizație, o instituție nu guvernamentală, Coaliția pentru Familie, a strâns 3 milioane de semnături și dorește să schimbe Constituția în sensul că, în Constituția României, să fie specificat faptul că familia este formată dintr-un bărbat și o femeie. Pentru ca să nu poată persoanele care au alte orientări sexuale să nu poată să se căsătorească. Nu e vorba ca să nu poată să-și manifeste orientările sau să, nu poată să se căsătorească, despre asta e vorba. Domnul Iohannis a fost întrebat ce părere are și prima dată a spus că nu e treaba lui să comenteze și după și-a dat cu stângul în dreptul sau cu băta în baltă și a spus că să nu se meargă pe calea fanatismului religios. Adică, practic, interpretând altfel, reiterând afirmația domnului Iohannis, el a spus că Biserica Ortodoxă Română este fanatică. Acum, este din punctul meu de vedere puțin uh, scabros ca un președinte să... Oricum, domnul Iohannis nu e ortodox, asta se știe, dar e puțin nepotrivit, inoportun. Ca un președinte să acuze uh, o, o instituție de cult, cum e Biserica Ortodoxă Română, să o acuze de fanatism, pentru că nimeni nu e în măsură să decidă în ce mod doresc unii sau alții să își uh, manifeste credința. Asta e problema. Nici pe, nici pe ortodox nu poți să-i acuzi de fie, fiecare religie are anumite uh, valori. Una dintre valorile Bisericii Ortodoxe Române, dintre principiile de bază ale Bisericii Ortodoxe Române, și nu numai ale Bisericii Ortodoxe, ale tuturor credințelor bisericilor, este ca, familia, este că familia este alcătuită din bărbați și femeie. Mie asta nu mi se pare fanatism religios. Și știți că eu sunt un, nu sunt deloc un suporter înfocat al bisericii ortodoxe. Adică de câte ori am avut ocazia să îi burzuluiesc pentru anumite practici, am făcut-o. Dar în cazul ăsta mi se pare că domnul Iohannis a greșit grav. Uh, bun. În privința, și Biserica Ortodoxă Română a precizat că propunerea de modificare a Constituției reprezintă o chemare firească la exprimarea democratică a voinței cetățenilor cu privire la una dintre valorile fundamentale ale societății și anume familia. Uh, ok, ca să vă spun pe scurt despre ce e vorba. Eu personal nu am nicio problemă cu minoritățile sexuale, cu cei care vor să fie bărbat cu bărbat, femeie cu femeie. Ok. Fiecare e liber să-și manifeste preferințele cum dorește în privat. Problema legată de această propunere a Coaliției pentru Familie constă în faptul că dacă noi acceptăm acea lege a parteneriatului civil, prin care un bărbat cu bărbat, de exemplu, ar putea să se căsătorească, asta va duce mai departe la a le oferilor posibilitatea legală să adopte și copii. Or, mie asta nu mi se pare normal. Îmi asum responsabilitatea să fiu considerat oricum blamat pentru această afirmație, dar nu mi se pare normal și pot să vă și explic de ce și sunt și măsură să vă explic de ce pentru că consecințele psihologice care se pot răsfrânge asupra unui copil care crește într-o familie uh, alcătuită din bărbat și bărbat sau din femeie, adică din tata și tata, cum ar veni, deși în familiile lor ar fi mama și tata, da? Deci două persoane de sex masculin să crească un copil ca o familie Pot fi extrem de nefaste. Nu spun că, că sunt în toate cauzele, dar pot fi extrem de nefaste. Uh, mi se pare normal să respectăm drepturile tuturor minorităților, mi se pare normal să mergem pe calea toleranței, însă mi se pare normal ca și minoritățile să își accepte statutul și să nu ajungem la situații absurde sau abstracte. Deci, repet, eu personal nu am nicio problemă și nu cred că nici biserica sau domnul Iohannis sau altcineva are vreo problemă cu minoritățile sexuale. Singurul motiv pentru care Biserica Ortodoxă Română militează pentru ca, să, ca în Constituție să fie specificat acest lucru, familia este alcătuită din bărbați și femeie, din punctul meu de vedere, este faptul ca să nu se ajungă la situații în care un cuplu de același sex să poată adopta și crește copii lucru care repet, în opinia mea este perfect justificabil, pentru că din punct de vedere psihologice, consecințele nefaste care se pot răsfrânge asupra unui copil crescut într o familie de tipul acesta, cu părinți de același sex, uh, sunt de luat în seamă. Bun, mergem mai departe. Dacă tot am vorbit de domnul Iohannis, o poveste bună de săptămâna aceasta. Românii vor putea intra fără vize în Canada începând cu 1 decembrie 2017, a anunțat președintele. Președintele Claus Iohannis a anunțat că a ajuns la un acord cu oficialii canadieni în ceea ce privește liberalizarea vizelor pentru români din 2017. Și acum, declarație. Am o veste bună. În această dimineață s-a ajuns la un acord cu partea canadiană. Mirific. Un acord rezonabil pentru ambele părți, și în acest fel suntem în situația foarte potrivită pentru a discuta de astăzi să ne retragem rezerva pe care am declarat-o față de parteneriatul economic dintre Uniunea Europeană și Canada. Deci, vizele pentru România. Uh, dispar și cetățenii români vor putea călători liber în Canada. Și dacă tot vorbim de Canada, uh, puțin mai în jos, adică în America, știți că urmează să fie alegeri uh, prezidențiale foarte curând. Uh, competiție acerbă între Hillary Clinton și Donald Trump. Aș vrea să vă vorbesc uh, foarte puțin uh, pe scurt despre acest subiect. Ultima dezbatere Clinton vs. Trump, Rusia, Mosul și scandal sexual, România a fost menționată în legătură cu avortul. Imigrația, relația cu Rusia și economia sunt principalele teme abordate de cei doi candidați la președinția Statelor Unite în ultima dezbatere electorală dinainte de alegerile de 8, din 8 noiembrie. Donald Trump a refuzat să spună dacă va accepta rezultatul, indiferent dacă va câștiga sau pierde alegerile. Mă voi uita când vine momentul, a declarat el, în condițiile în care recent a formulat numeroase acuzații că, că scrutinul este fraudat. România a fost invocată în dezbatere, în discuția despre dreptul femeilor la avort. Hillary Clinton a explicat că ea susține dreptul femeilor de a face avorturi târzii în sarcină, spunând că guvernul SUA nu ar trebui să se amestece în deciziile cele mai personale, cu atât mai mult cu cât acestea vizează chestiuni legate de sănătate. Aceasta este una dintre cele mai grele decizii posibile pe care trebuie să le ia orice femeie și familia ei și nu cred că ar trebui luată de guvern. Bun. Când vine vorba de alegerile din SUA, este, este o campanie de manipulare grotească. Mai grotească ca oricând în aceste alegeri. Donald Trump, o să vă spun de la început că eu îl susțin pe Donald Trump, pentru că ne putând să fiu subiectiv, în, obiectiv, îmi cer scuze, în acest subiect, prefer să vă spun de la început că îl susțin pe Donald Trump, dar vă explic și de ce. Mulți oameni vorbesc despre Donald Trump fără să cunoască absolut nimic despre el, mai puțin ce se scrie prin presă. Lucruri care sunt de altfel minciuni desăvârșite. Donald Trump, printre altele, în această viață a scris vreo șapte cărți dintre care eu am citit 5, pentru că scrie bine. Mă rog, nu știu dacă le-a scris el, poate l-a dictat și l-a scris secretara lui, dar are o gândire extrem de rațională, o logică absolut pertinentă. Este un om atrabilar, dar rezolut, și mai presus de toate este un om care nu poate fi controlat. Adică eu pe Donald Trump nu l-văd ca să răspundă la eventuale ordine de la domnul Rothschild, de la domnul Rockefeller, de la domnul George Soros, de exemplu, care știm cu toții că au obiceiul să se amestece în politica globală. Lucru care sigur că nu le convine multor oameni. De aceea dacă vă uitați puțin, dacă vă interesează subiectul și dacă ați analizat presa de peste ocean, Ați putut observa că îl mitraliază pe Trump, fără să aibă motive elogvente pentru care să se lege de el. Hillary Clinton, în schimb, este o femeie care a fost implicată timp de 30 de ani în cele mai obscure jocuri de culise. A fost politician timp de 30 de ani. Știți care e problema cu Hillary Clinton, în primul rând? Faptul că ea de 30 de ani este în politică. Definiția nebuniei. Definiția nebuniei este ca să faci același lucru și să aștepți rezultate diferite. Ori dacă americanii o votează pe Hillary Clinton, fac același lucru, adică susțin un om care oricum a fost în structurile politice timp de 30 de ani, așteptând alte rezultate. Sigur că nu se va întâmpla altceva. Hillary Clinton va face ce a făcut și până acum. Adică jocuri de culise și așa mai departe. Așa cum au dovedit... Uh documentele scurse și publicate pe Wikileaks și așa mai departe. Și Larry Clinton, de exemplu, când a primit o citație de la procurorul american, procurorul Statelor Unite, ca să se prezinte la audier pentru a da declarații în scandalul e mail ea a șters 33.000 de e mail și după aia a distrus cu ciocanelul laptopul de pe care le-a trimis. Vi se pare ok ca o astfel de persoană care fentează legea și se crede mai presus de lege, adică îți trimite procuror o citație și spune, bre, vrem și noi să știm care-i treaba cu e urile Ok, delete, 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 bam, distrugem laptopul, gata, ia, mai întrebați-mă acum. De Donald Trump, în schimb, presa se leagă inventând fel și fel de aberații. De exemplu, ultimul scandal și cel mai penibil este și că un scandal sexual în care îl acuză pe Donald Trump că este prădător sexual. Uu. Pentru că acum 10 ani, în 2005, 11 ani, 11 ani, a apărut o înregistrare cu el în care vorbea off the record, adică în culise, vorbea cu un prezentator TV și îi spunea că îi place să sărute femeile, că s-a dat la o femeie măritată și că femeile lasă să le facă cam ce vor ele pentru că e vedetă. A sărit în sus presa de peste ocean. Vai, prădătorul sexual, animalul feroce, ce a zis atât de rău? A zis că îi place să sărute femeile. Ok, și ce? Trebuia să-i placă să sărute bărbații? A spus că femeile îl lasă să le facă ce vrea el pentru că e vedetă. Păi sunt convins că femeile cu care, pe care le are domnul Trump în anturaj poate chiar așa se comportă. Adică nu toate femeile ar lăsa o persoană să le facă orice pentru că e vedetă. Dar domnul Trump având și mulți bani. Uh, și fiind și persoană publică la data de atunci și inclusiv și acum, sunt convins că umbla printr-un anturaj de bimbo. Bimbo este termenul american pentru pițipoanci. Deci pițipoance din acestea care, dacă, cum sunt acestea din România, te duci la club, scoți șampania de sub măsuță, vin la tine la masă și se bagă sub măsuță. Mă înțelegeți? În mintea domnului Trump asta era. Ce a zis atât de rău? N-am înțeles. Dar au sărit feministele. Cu, mh, prădătorul, sexual, animalul feroce. Uh, o campanie de manipulare grotească. Nu știu. Știți cum. Știți cum puteți să vedeți care e personajul negativ în aceste alegeri? Foarte simplu. Uitați-vă la cine sus, la candidatul care e susținut de media. Și să fiți convinși că ăla este persoana îngrată. Deci ăla e cel mai, cel mai rău om pe care îl poate avea umanitatea din punctul de vedere al. Uh, al independenței față de uh, jocuri de culise. Pentru că media din America, toate ziarele, televiziunile, tot ce înseamnă mass media în America, sunt controlate de cinci corporații mari și 5, 1, 2, 3, 4, 5, care la rândul lor sunt controlate de niște oameni care au afaceri în domeniul bancar, în domeniul petrolier și așa mai departe. Media îl susține o susține pe Hillary Clinton și îl dinamitează pe Donald Trump, deși principiile jurnalistice spun că jurnaliștii trebuie să fie independenți. E New York Times un independență e sublimă, a spus clar și răspicat că o susține pe Hillary Clinton. Și ce mai aș mai întreba eu apropo de asta cu scandalul sexual? Donald Trump, când a fost înregistrat, vedeți, pentru că lumea nu-și pune întrebările care trebuie. Oamenii mi se pare că vor să stea ca niște oi obediente și să fie manipulați. Adică unii manipulează și pe de altă parte ei strigă, da, da, manipulează-ne, manipulează-ne. Eu nu înțeleg cum a putut să apară acea înregistrare cu Donald Trump după 11 ani. Pentru că acea înregistrare a fost făcută într-un autobuz, într-un studio din ăsta, de televiziune, în curtea unui studio de televiziune. Dar ideea este că Donald Trump avea o lavalieră, uitați cum e asta, asta e o lavalieră, da? Ea înregistrează chiar și când eu nu mai sunt în fața dumneavoastră, când nu mai filmez. Dacă, dacă, mă, duc, dacă mă duc acum afară, din platou, sau ies afară, asta va înregistra în continuare, dacă nu e oprită. Însă nu înțeleg cu ce scop... Uh, acei oameni au păstrat acea înregistrare timp de 11 ani pentru ca să o scoată acum la iveală. E clar că de la început a existat un interes obscur în asta, pentru că niște înregistrări of de record nu ai de ce să le păstrezi. Nu ai de ce. Bun, și dacă tot vorbim de alegeri foarte repede, Madonna, o știți pe Madonna, nu? Cu I'm a material girl. Propunerea indecentă pentru votanții lui Hillary Clinton. Mamă, cât de disperați au ajuns ăștia. A trecut vremea mâinilor strânse în piața publică și a mulțumirilor călduros exprimate pe scenă. Madonna le-a făcut o promisiune fierbinte votanților lui Hillary Clinton, miercuri 19 octombrie, pe ultima sută de metri în campanie electorală. Mai mult, cântăreața a precizat că se pricepe foarte bine la asta și nu dă rasol. Sunt bună, chiar sunt bună, nu sunt superficială. Nu mă grăbesc și înghit, a spus Madonna. Bun. Uh, mai e nevoie de vreun comentariu? Da, câți? În primul rând, avem, am două nedumeriri legate de asta. În primul rând, în America sunt vreo 500 de milioane de oameni, dacă nu mă înșel, da? Să spunem că jumătate o votează pe Hillary Clinton. Deși eu nu cred că va câștiga Hillary Clinton. Deci vă spun de acum că Donald Trump va câștiga, pentru că mă îndoiesc că americanii pot fi atât de ușor prostiți de mass media. Chiar mă îndoiesc. Dacă va câștiga Hillary, asta e. Înseamnă că tot ce se spune despre americani este adevărat. Uh, mergem mai departe. Perchezițiile la locuința Andrei Adam, ca să trecem și la știri mondene, soțul artistei cercetat sub control judiciar de Dicot Constanța pentru, pentru, pentru fraudă cu carduri. Procurorii Dicot Constanța au efectuat săptămâna aceasta percheziții la locuința cântăreței Andrei Adam. Soțul artistei Sorina Andrei Nicolescu a fost ridicat de procurori și dus la audieni. Aceștia au decis să-l cerceteze sub control judiciar în dosarul privind falsificarea de carduri bancare din Australia, Sua și Mexic. Deci să înțeleg că asta cu cântatul nu prea mai merge în România, nu? E, e prost, nu se mai câștigă bine. Pentru că știu că Andamil da, cântarea destul de titrată, adică are concerte, apariții în media, dar înțeleg că soțul ei a vrut să-și rotunjească și el veniturile cumva. Și procurorii spun că a... Furat 300.000 de, de lei de pe cardurile unor oameni între anii 2009 și 2012, riscând acum 12 ani de închisoare, dacă va fi găsit vinovat, bineînțeles. Bun. Uh, mergem mai uh, departe. Săptămâna aceasta a fost meci steaua Zürich. S-a terminat 1-1 și la Rențiu Reghec am fost declarație minunată. Nu trebuia să luăm gol. Asta e exact cum spune domnul Cioloș că România nu trebuie să fie coruptă. Așa a spus și reghe, Camp, că nu trebuia să luăm gol. Bun. <coughs> Viralul săptămânii, doamnelor și domnilor, știți că a fost mare, în bulzeală mare la moaștele Sfintei Paraschiva. Se glumea pe net, se spunea că se circula babă -ba la babă pe drumul spre pupat moaște. Uh, și o femeie, probabil dorind să fenteze coada aceea imensă de câteva mii de oameni care așteptau să meargă să se închine și să pupe racla, uh, a procedat ca în materialul următor care a devenit viral pe net și vi-l supun atenție acum. Hai să vedem materialul. Ați observat cum, cum, urla acolo ca să ajungă mai repede la moaște? Moaște! <laughs> da, bine, nu. Glumesc poate în mod nepotrivit. Sigur că unii spun pe net că femeia era posedată. Mă abțin să îi cataloghez pe cei care spun asta. Femeia aceea nu e posedată. Femeia aceea suferă de o tulburare psihică, în opinia mea, e adevărat. V-aș putea spune și de ce tulburare, dar bănuiesc eu că suferă, dar nu vreau să intru în detalii. Ideea e că pe internet a fost viral acest clip pentru că au apărut foarte multe glume în care oamenii spuneau că uh, uite cum se evită coada la moaște și niște internauți mai creative au, au, au publicat și niște poze simpatice cu această doamnă pe care o să le vedem imediat. În prima poză uh, o avem tot pe doamna asta care pupă racla, dar în loc de, de Sfânta Parascheva în raclă se află... Cine se află? Hai să vedem poza... Bun, se află domnul Ion Iliescu Sigur, o glumă de pe net Mai avem o poză în care doamna aceasta face pe DJ-ul uh, Trebuie să ieșim, păi și cu seducția Nu mai avem timp de seducție Bun, săptămâna viitoare cu seducția Ok, săptămâna viitoare Cum să devii irezistibil în 5 pași Săptămâna viitoare uh, Pentru fete, manicuri pentru noaptea de Halloween Pentru că vine și Halloween-ul Trebuie să ieșim pentru că nu mai avem timp Astăzi vă mulțumesc că ne-ați urmărit ne revedem duminica viitoare, tot aici la 6 TV. Până atunci, țineți minte, prieteni, încercați să faceți bine, iar dacă nu faceți bine, măcar nu faceți rău. Sunt Dinu Popescu. Bye, bye!